Scrie texte pentru cântece și le dă viață interpretându-le. Asta se numește cantautor. Vreau să-l cunoaștem pe Valeriu Mocanu. Bună seara, domnul Mocanu. Bună seara, stimată doamnă. Am venit cu o mică surpriză. Sunt foarte bucuros că m-ați invitat și cu ocazia asta vreau să vă înmânez ceva, un conținut din acest pahar, care este o enigmă. Deci, dat fiind faptul că peste câteva zile se va marca 99 de ani de la Marea Unire a Basarabiei, a pământurilor românești din Bucovina cu țara mamă, cu România. Deci am adus pământ reunificat în 40 de localități din stânga Prutului și din dreapta Prutului. Am participat la Marșul Național Avram Iancu din țara Moților, din Munții Apuseni. Și am acolo, în mai multe localități, am luat pământ, l-am reunificat și a fost o procedură foarte frumoasă de unire spirituală a Basarabiei cu țara mamă. Deci, mai aveți așa cadouri și da, pentru deci ăsta e cadou exclusiv pentru postul dumneavoastră de televiziune și o să rămână la dumneavoastră în studio da, aici. Da, cred că o să-i găsim un loc, mai ales că găsiți. Vine și 1 decembrie curând și avem mai multe. Vă rog să-l păstrați cu multă sfințenie, fiindcă este un pământ al reunificării spirituale. O să-l las deocamdată aici, după asta o să-i găsesc un loc potrivit în studio. Mulțumesc că v-ați gândit la așa de frumos la noi. Vreau să-mi spuneți ce faceți. V-am colegii mei v-au întâlnit ieri la o lansare, la o minunată lansare de carte, așa să zic eu. Sunteți așa în mediul ăsta al boiemei? Aveți dreptate, da. Eu, de fapt, am făcut filologia. Toate că nu am profesat-o, dar am făcut studiile la universitate, Universitatea de Stat, la filologie. Mai întâi am făcut medicina, am activat în medicină, apoi am intrat în filologie. Nu am, am făcut filologia, dar n-am practicat-o și până la urmă, având din copilărie și din adolescență pasiunea pentru muzică, fiindcă în familia noastră se cânta și mama și tata și vocal și la chitară și bunicul și la baiană ați cântat, da. Eu. Și deci am avut o pasiune, dar am întrerupt-o fiindcă așa au fost circumstanțele. Acum, în jur de 15 ani în urmă, mi-a venit inspirația și am început să compun muzică. Și haideți să auzim o piesă azi din astea compuse de dumneavoastră și pe urmă să continuăm. Cu multă plăcere. Ce ne cântați? E vorba de tangoul anotimpurilor, un cântec poate de sezon, cu toate că a tuturor anotimpurilor, dar mai mult se referă la sezonul de iarnă, un tango despre mama, pe versurile superbe a distinției poete Renata Verejanu. Foarte frumos, haideți să-l auzim. Ninge cu lumină caldă, o zăpadă dulce albă, și sărutul ei cuminte nu trădează și luminte. Ninge cu lumină caldă, o zăpadă dulce albă, și sărutul ei cuminte nu trădează și luminte. Ninge iar pe ochii tăi, ce frumos ninge iubirea. Un decembrie senin, fulguiește din uimirea. Ninge, Doamne, ninge iar, șoapta mamei peste casă, ninge dorul ei amar, o ninsoare prea frumoasă. Ninge, Doamne, ninge iar, șoapta mamei peste casă, ninge dorul ei amar, o ninsoare prea frumoasă. Ninge dulcele glas, peste veacuri a rămas un colin pentru nepoți, de la mama pentru toți. Muzica.
în suflet o speranță și ne bucură, ne înalță. Ninge, Doamne, ninge-ne, cu iubire atinge-ne. Ninge în suflet o speranță și ne bucură, ne înalță. Ninge, Doamne, ninge-ne, cu iubire atinge-ne. Foarte frumos, domnul Măcar, nu m-am gândit să dansez astăzi. Planificasem pentru vineri. Ne-a făcut plăcere să dansez cu dumneavoastră. Ne-a făcut plăcere să dansez, fiindcă sunteți o fire foarte sensibilă și v-am încadrat de minune în anturajul și mesajului transmis de versuri și de melodie, sper. Da. Că melodia am ținut să fie în concordanță cu versurile și mulțumesc pe această cale poetei Renate Verejanu pentru aceste versuri superbe și pentru premiile care ne le-au acordat, fiindcă a fost prezentat la mai multe concursuri și am luat și trofeul premiul meu, premiul 1, premiul 2, deci am luat, mulțumesc foarte mult că a ținut mult și la melodie, deci mi-ați făcut poftă și dor de zăpadă, de ninsoare, să știți. O să aștept cu nerăbdare să vină. Da, deci am preconizat oarecum și eu. Continuăm imediat dialogul, dar vreau acum să luăm legătură cu colega noastră, Silvia Petrov. Silvia o să ne vorbească despre fructele de mare, care știm noi sunt un deliciu, dar oare cum avem siguranță că sunt și proaspete până ajung la noi în farfurie? În ce cantități e bine să le consumăm și cui le sunt interzise? Silvia a mers la șeful Petru Chicu după niște răspunsuri. Silvia, bună ziua, te ascultăm! Bună ziua, Rodica! Bună ziua tuturor! Da, într-adevăr, astăzi vorbim despre fructe de mare. În primul rând am să și le mâncăm. Exact. Pentru că, Petru, te salut! Salut! Pentru că sunt o adevărată savoare și sunt perfectă pentru cină, mai ales, așa cum spuneai și tu. Exact. Noi am reușit deja și să pregătim o rețetă, ia vezi. Risotto cu fructe de mare și zi tu, pentru că tu ești un risotto cu fructe de mare și cu adaos de creveți. Așa. Ok, cu parmezan. Exact. De să recapitulăm ce am făcut noi și da, și să știe lumea. Da, dar mai întâi de toate vreau să spun cât de sănătoase, în primul rând, sunt fructele de mare, cum le știm, care sunt cele mai proaspete, așa, ca să nu ne otrăvim. Da, bine. Una la mână cred că este bineînțeles să le aducem la nas, să le cunoaștem cum este. Este plăcut la aromă sau nu este plăcut. Evident, aceeași carne sau fructe de mare sau pește, dacă are un miros, hai să zicem așa, ciudat, prost, ciudat, chiar, care ne pișcă de nas. Și care nu ne place, în primul rând. Da, exact. Nouă. Trebuie să-l dăm deoparte, în primul rând. Culoare. Așa. A doua, ce ne uităm noi, ne uităm după culoare și cum arată ele, într-adevăr. Că ele poate fi și spalate, poate fi și dezinfectate, sau trecute printr-o soluție chimică care poate să-i dispară acest miros, dar totodată ele arată iarăși ciudat, ca și mirosul. Și evident trebuie să le folosim în mod de proaspăt, care este foarte dificil la noi în țară. Exact. Da. Păi de unde le luăm? Pentru că sunt câteva zile speciale în săptămână, unde noi putem să vizităm câteva marketuri mari, da, unde sunt mai multe preconizate pentru această deservire pentru fructe de mare. Cine are condiții de păstrare, cine are condiții de aprovizionare acestor fructe de mare sau și pește? Și evident să ținem cont că nu trebuie să treacă limita de 3-4 zile de cum din ziua cumpărării, da? Adică fiecare fructe de mare sau pește are termenul său de valabilitate în mod proaspăt. După ce urmează să fie sau congelat sau pus în, nu știu, într-un mașină de șoc în înghețării, unde se îngheață la o temperatură destul de mare și chiar el, dacă formează un mic microb, el acolo și se omoară. Fructele deja dezghețate, după care reînghețate, sunt bune sau nu? Să admitem că am avut o porție, am tăiat jumătate, le-am gătit, jumătate au rămas sau mai dezghețat, le punem înapoi la frigider sau nu? Se întâmplă că noi folosim fructele mari, un pachet de jumătate de kilogram sau da, un kilogram și nu le folosim pe toate. Evident, trebuie să ne stăpânim, să rupem cât sunt ele înghețate, să le separăm o porție cât noi avem nevoie și restul să le punem înapoi în congelator, să nu le mai descongelăm de câteva ori. Evident, cu un kilogram de fructe de mare are de mâncat nu o familie, dar și două familii. Am înțeles. Deci îmi pare rău că nu avem fructele vii aici, dar cu siguranță e mai frumos să le vezi în farfurie. E, nu? Noi da, le-am gătit așa. Dar să știți că creveții au fost proaspeți, da, ai văzut și singurică. Da. Ei că sunt proaspeți, sunt de culoare albă. Sunt de culoare așa, gri deschis, așa, dar sunt câteva tipuri de creveți, iarăși, să zicem, sunt creveți regali, sunt creveți de tigru, care sunt
sunt și culorile, sunt al lor diferite. Evident și curvețele, cât mai mari sau mai mici, iarăși diferă și culoarea lor. Deja toată lumea știe că ei se pregătesc, fructele de mare se pregătesc foarte și foarte ușor, în vreo 5-7 exact, în 5-7 minute este suficient. Să nu uităm să adăugăm ceapă, usturoi și puțin de vinal și sunt perfecte. Și sunt perfecte. Sare și piper, exact. Da. Și cui categoric sunt interzise fructele de mare? După părerea mea, fructele mari în general sunt interzise pentru oameni care sunt alergici, așa, la fructele mari sau la pește, care într-adevăr și cum e, și este cine pleacă în mare să se ne cont că trebuie să-și iau un sacoș cu el. Și cu ce categoric nu se combină fructele de mare? Cu ce categoric nu se combină? Nu se combină, da. Dacă este vreun... Poate cineva încerca. Tu știi că unii amici din noastră care combină fructele mari cu vinul roșu. Nu știu. Eu, de exemplu, nu cam primesc această informație și nu o recomand. Deci, dar, fructele dar, de mare se combină cu un vin alb, așa cum avem alb, și așa, noi. Un risotto, cu o paste de care dorim, teletele, fettuccine sau spaghetti, așa. Cu un simplu orez chiar acela, cu, numai nu cu cartofi, cu ceva mai greu care este, da? Mâncare ușoară, delicată. O mâncărică ușoară, da. În salată poți să folosești foarte bine. O supă să facem o ciorbă din fructe de mare este perfectă. Okay. Cam acestea sunt. Petru, îți mulțumesc foarte mult. Cu plăcere. Noi vă dorim poftă bună, multă inspirație, dacă v-a plăcut ce ați văzut la noi în farfurie. Nu știu, plecați repede la bucătărie și bucurați-vă pe cei dragi. Toate bune, la revedere! Povestiți-mi cât de des stați în bucătărie, dumneavoastră? Din păcate, stau foarte puțin, fiindcă soția e foarte activă la bucătărie și nu suportă concurența. Deci gătește foarte gustos, face bucate nemaipomenit de gustoase și nu suportă nicio concurență. Doar singura prioritate. E teritoriul ei, da, e zona ei. Așa, și am prioritatea doar la mămăliguță. E partea mea, e domeniul meu. Mămăliga. Știe că mămăliguța o fac eu. Mămăliga o fac eu. Nu vrea să o facă. Deci așa, aveți copii, nepoți. Avem o fetiță și ne bucură și ea cu niște rezultate frumoase. Deci a făcut studiile la București în 3 universități de zi concomitent și a luat 3 diplome odată de licență. Acum activează în cadrul Guvernului Europei la Bruxelles și deci ne bucurăm că deci este acolo. Bine. Tocmai și-a cumpărat o casă în centrul Bruxellesului, la curte. Ce bine stau unii moldoveni, de invidiat. Dacă mergeți la Bruxelles, să știți că să aveți că o gazdă deja, da? Nu gazdă, dar să avem unde să tragem pentru o cafea. Sigur că da. Unde vă cântați piesele? Înțeleg că totuși asta rămâne marea dumneavoastră pasiune. Da, sigur, am compus piesele muzicale și la multe piese am compus și versurile. Și normal că nu ar fi bine să stea pe raft undeva să se prăfuiască. Găsesc ocazii, dar ocaziile nu așteaptă să apară. Mă cheamă, adică diferiți autori la lansări de carte, la evenimente. Cel mai mult, de fapt, am participat și la evenimentele doamnei Renata Verejanu cu Academia Societății Civile, cu Micu Prinț, deci am participat chiar și la concertul de gala din 28 mai curent. Acolo dânsa este foarte activă, chiar mă mir, o fire atât de... A fost recent aici, nu o să zici niciodată ce vârstă are doamna Verejanu, este ca o puștoaică, este ca și energie vorbesc acum, ca și este o nebună frumoasă. Da, și este foarte activă, deci știe cum să-și prezinte lucrările și da, știe să prezinte și cum știe cum să organizeze. Se scrie poezie, literatură de calitate la Chișinău? Cred că se scrie, fiindcă am trecut prin diverse perioade când se restricționa. Trebuia orice să aprobi, să te gândești că, uite, ai spus o virgulă nu unde trebuie și poți plăti greu pentru asta. Și când a venit anul 1991, de acum s-a pus punct la toate și oamenii au început să se descătușeze. Atât că unii prea tare. Da. Deci, și-au dat prea mult fru. Haideți să mai auzim o melodie făcută de dumneavoastră. Da, am încercat și muzică populară. Așa. Să fac un cântec de glumă, o sârbă frumoasă, zic eu, fiindcă e dedicată Chișinăului și vă îndemn să o ascultați. Da, dar la sârbă vă rog să nu mă mai scoateți la dans. Cred că dacă nu doriți, dar n-ar fi rău. Haideți să auzim. Thank you.
Foaie verde și un dudău, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, m-am pornit la Chișinău, tardam, tarardam, tarardataratam. Foaie verde și un dudău, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, m-am pornit la Chișinău, tardam, tarardam, tarardataratam. Dar căruța s-a stricat și calul s-a împiedicat, eu drumul l-am încurcat și tropățica am jucat, măi! Noroc de vărul meu, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, mă duce la Chișinău, tardam, tarardam, tarardataratam. Dar noroc de vărul meu, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, mă duce la Chișinău, tardam, tarardam, tarardataratam. Căci căruța s-a stricat și calul s-a împiedicat, eu drumul l-am încurcat și tropățică am jucat, măi! Hai uite fâlțul meu, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, la târgu din Chișinău, tardam, tarardam, tarardataratam. Hai uite căluțul meu, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, la târgu din Chișinău, tardam, tarardam, tarardataratam. Căci căruța s-a stricat și calul s-a împiedicat, eu drumul l-am încurcat și tropățica am jucat, măi! Eu la târg nu am ajuns, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, doar cu un cartier mai sus, tardam, tarardam, tarardataratam. Eu la târg nu am ajuns, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, doar cu un cartier mai sus, tardam, tarardam, tarardataratam. Căci căruța s-a stricat și calul s-a împiedicat, eu drumul am încurcat și tropățica am jucat, măi! Am găsit la primărie, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, mândra care-mi place mie, tardam, tarardam, tarardataratam. Și-am găsit la primărie, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, mândra care-mi place mie, tardam, tarardam, tarardataratam. Căci căruța s-a stricat și calul s-a împiedicat, eu drumul l-am încurcat și tropățica am jucat, măi! Am găsit o mărioară, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, și-o iau cu mine la țară, tardam, tarardam, tarardataratam. Am găsit o mărioară, tardam, tarardam, tarardatara, tarardatara, și-o iau cu mine la țară, tardam, tarardam, tarardataratam. Eu căruța am reparat și calul s-a vindecat, iar de aici și până în sat, măi tropățică, am jucat, măi! Înțeleg că soții dumneavoastră e vesel alături, nu? Este foarte vesel, da. Este foarte vesel, cu toate că nu mă asoțește la evenimente. Da, văd că aveți o energie debordantă. Deci, da. Da, frumos. Ea nu prea preferă să meargă la evenimente, la distracții și stă acasă, mă las pe mine să le prezint. Are încredere de plină. Domnul Măcanu, mă bucur că v-am cunoscut. Mi-ați cântat frumos și un tango și această sârbă. Mi-am amintit azi că se plângea la noi în studio Gabriel Nebunu, că nu are niște piese frumoase. Poate faceți o piesă cam măcar așa ca asta. Cu multă plăcere, să știți. O să-i se potrivească foarte bine. Da, am de ordinul sutelor, dacă iau legătură cu el, nu o să se... Da, o să-i spun să vă caute. Da, o seară frumoasă să aveți și salutări soției dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și eu vă doresc numai bine, să aveți seri perfecte mereu în viață. Așa și avem. Să bucurați spectatorii cu noi emisiuni frumoase și cu să prezentați oameni de valoare. Oamenii acestei țări, cei care le așteaptă. Vă mulțumesc tare mult.